care îl voi folosi ca baza fundamentală discursului meu este legat de lucrarea lui Paul Scott, Eric Clapton, Copilul Nimănui, biografia completă, carte lansată în România sub egida editurii Victoria Books, București, 2015. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la obișnuita noastră întâlnire pe tărâm muzical la Alpha Media Medgidia. Eu sunt Nicu Beșteliu, iar în această seară o să aruncăm o privire indiscretă în culisele vieții sentimentale ale celui amintit anterior, Eric Clapton. Deocamdată, maestre, scena vă aparține. Peyton încă figura pe certificatul de căsătorie alături de George Harrison, Clapton a fost profund marcat de o poveste de dragoste pe care o citise, este vorba despre poemul tradițional persan Laila și Majnun, poveste ce vorbește despre un tânăr care se îndrăgostește de frumoasa Laila, dar căruia nu îi este permis de către tatăl fetei să o ia în căsătorie, motiv pentru care tânărul înnăbunește. Evident că Eric s-a văzut imediat în rolul tânărului Majnun, care, apropo, se traduce din persoană în română cel posedat, Peyty fiind intangibilă în acei ani pentru el, adică Laila. Să intre din nou maestru în scenă, tot cu câteva imagini din concertul susținut în 1986 în Montreux, același concert din care am văzut și imaginile primului videoclip, în care desigur l-ați remarcat la setul de tobe pe Phil Collins. O să vedeți ce urmează acum. Ladies and gentlemen, the wonderful, the beautiful Phil Collins. Tristețe, că nu i-a reușit cumva schema cu Peyty, pentru că s-a consolat imediat în brațele altei frumoase femei, Bianca Perez, care avea să devină ceva mai târziu prima doamnă Jagger. Vă asigur că urmează ceva fabulos, dar până una alta trebuie să spunem că și Mick Jagger și-a luat revanșa în raport cu Eric Clapton, suflând eu peste ceva ani pe nimeni alta decât Carla Bruni. Hey!